Emisiunea vă este oferită de verdon.ro, magazinul online dedicat fermierilor. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Mă grăbesc să dau startul acestei ediții pentru că avem foarte multe solicitări din partea dumneavoastră, fie sosite pe adresa de e-mail, fie așteptați de ceva minute la cele două numere de telefon pe care le avem pe ecran, unde pe parcursul emisiunii puteți să sunați și să intrați în direct cu noi. Emisiunea Ce vor plantele este dedicată celor care sunt dornici să afle sfaturi legate de sănătatea plantelor, respectiv tratamentele pe care trebuie să le aplice culturilor, astfel încât să ajungă la un rezultat bun din punct de vedere al producției și să aibă plante sănătoase. Dacă vorbim despre sănătatea plantelor, l-avem și astăzi alături de noi pe invitatul emisiunii dr. Inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și împreună vom încerca să găsim răspuns la toate întrebările și solicitările dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm! Sunteți în direct! Alo. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămânați să trăiască, domnul doctor. Trăiți în noastră. De obicei pregătesc câte trei întrebări pentru dumneavoastră. Vă rog. Într-o emisiune anterioară am recomandat trotire la cai și pietric cu silit, intercițit și foliplant. Da. Reținut? Da, da. Când apar frunzulițele. Da, când apar frunzulițele. Acum, dacă eu am făcut această trotire și mai am ditane, o să mai aplic și ditane ulterior? Sigur, e obligatoriu. Deci silitul se folosește prima dată. El are acțiune timp de 60 de zile. Însă, da, are acțiune pentru anumite boli. Pentru bășicarea frunzelor. Bășicare, pentru apoplexia caisului. Dar planta este vulnerabilă la insecte. Se pot aduna acolo și alte insecte, spre exemplu, păduchele lânos, păduchele, nu păduche, gândacul păros, în perioada înfloritului. După aceea, pot să se adune afidele. Acolo trebuie făcut tratament. Și atunci trebuie să interveniți cu ditane și un insecticid. Deci, câte tratamente, domnul doctor? Cam 2-3, dacă dați cu silit, 2-3 tratamente sunt suficiente. Da, am reținut. Și acum nu am reținut tropirea la butonul floral, la măr și la păr. Da, la măr, păr și la gutui se face tratamentul la butonul floral înainte, da, ar fi înainte de deschiderea florilor. Da. Pentru gărgărița bobocilor. Da? Am reținut perioada, dar nu știu cu ce să fac. Vă spun. Vă spun cu ce. Trebuie să puneți un insecticid, spre exemplu, caratezion sau mavric. Sau mavricul, care și protejează entomofauna, respectiv insectele polenizatoare. Da. Și trebuie să puneți și un fungicid care să prevină apariția, că acolo la măr apar deja frunzulițele. Și va trebui să puneți fie sistem forte, fie score, fie topaz. Da, le-am pe toate trei care le recomandați dumneavoastră. Da. Dar la categoria insecticid, eu am așa, am vertimec, am coragen, puteți am zebra. Ce încurere recomandați? Puteți... Pe toate le puteți folosi. Nu este nicio deosebire pentru că ele combat insectele respective care le-am spus. Deci una din ele. Una din ele. Ce aveți insecticide în stoc, utilizați-le. Am reținut. Și încă o întrebare, vă rog. Da. De fapt două, ca dacă îmi permiteți. Referitor la ce mi-a răspuns doamna Cristina, referitor la un măr cu soiul generos. Mi-ați diagnosticat buba la el și ar fi cancerul bacterian. Da, dacă este pe ramuri, umflăturile alea, e cancerul bacterian. Acum
acum, dacă las până în toamnă, afectează calitatea fructelor? Nu, nu. Cancerul bacterian, de regulă, acolo unde se instalează, strangulează vasele liberiene care transportă seva. Dar nu în asemenea măsură încât să afecteze, poate cu 2-3% producția, dar mare și lucru nu. Pomul va avea o viață mai scurtă pentru că el are acest handicap de a devia seva și a opri seva în anumite puncte acolo unde există un fructurile. Ramurile nu se dezvoltă în mod normal. Cum? Și v-am atras atenția tot timpul atunci când, în general, trebuie să dezinfectăm uneltele cu care facem lucrările de tăiere. Care ar putea să fie cauza? Cauza pot să fie insecte. Pot să fie și cicadele. Ele, cicadele, insectele respective, au aici la gât două glande în care au virusii și au necazurile acolo. În momentul în care ea se hrănește cu sevă, înțeapă și prima dată varsă veninul respectiv și după aceea trage seva. Mă surprinde faptul că a apărut cred că la vreo 5 ani de când este plantat. Deci are cam 10 ani pomul. Ar putea întâmpla să fie și din cauza unei neglijențe privind dezinfecția sculelor. Dezinfecția sculelor, orice rană, orice breșă făcută în scoarța pomilor până la lemnul sănătos poate să fie o poartă de intrare pentru această boală. Odată instalată boala, nu mai există leac. De-aia vă spuneam, nu lăsați rănile deschise, vă recomandam arbocolul cupru să închideți tot timpul, da? Pentru că orice rană făcută de insecte, rană mecanică, rană prin tăiere, este o poartă deschisă pentru instalarea acestei boli. Și acum se poate transmite această boală și la alt prin tăiere, sigur. Prin tăiere sau prin insectele care poartă virozele. Sau bacteriole. Sau, în cazul cancerului bacterian este vorba de o bacterie. Infecția se produce cu bacterie, dar insectele care poartă virozele în general, cum a spus domnul Ghibu, cicadele, pot să poarte și această boală. Da. Și încă ceva, dacă mai îmi permiteți. Am cumpărat câteva tufe de, sau arbuși, mă rog, de afin de la o pipineră de la dumneavoastră din Cluj. Da. Au intrat în vegetație. Da. Ce îmi recomandați? Să-i stropesc cu ceva îngrășământ foliar sau puteți, să le puteți să, puteți să stropiți cu folii plant, puteți să și udați cu folii plant. În același timp? În același timp. Puteți da. Și una și alta, nu strică nici într-un caz, încă din contră, însă va trebui să faceți o oarecare aciditate în sol. Și vă recomand, câte tufe aveți? 4 tufe. Vă cumpărați niște bere și o puteți în felul următor. 2 litri de bere îl puneți în 10 litri de apă. Și apa aia o turnați la rădăcină. Și treaba asta să o faceți din 2 în 2 săptămâni, o lună sau o lună jumate. Da. Eu le-am mai aplicat și niște turbă acidă, cum ați recomandat. Exact, turbă acidă bere, e bună. Dar completați cu bere, că să știți că dă rezultate. Și tratamente neapărat să faceți și la afin și să folosiți aliet sau aleato. În primul tratament, alături de un insecticid, după care puteți continua cu score sau cu sistein forte. Aletul aplic singur? Aleatul puteți aplica singur sau îl puteți combina. Nu este nicio problemă. Deci el este compatibil cu produsele de os fitosanitar. Însă el se dă preventiv pentru focul bacterian. Pentru focul. Și pentru lalele, domnul doctor, au răsărit cam 5 cm înălțime. Da. Tot cu geliatul să le aplic tratament sau cu... Puteți să administrați. Eu, dacă au frunze, eu v-aș recomanda foliplantul. Însă, când administrați foliplantul, s-a adăugat și un adjuvant
Să, da, că știți, frunzele la lalele sunt lucioase și alunecă apa după el. Lucioase, da, ca la ceapă. Și atunci, s-a aplicat un adjuvant care să le lipească. Să nici de cum să nu puneți aracet. Nu, no, nu. No. Țiltim sau siluet gold sau breakthrough. Sau Nicea. Sunt o serie de adjuvante care lipesc soluția pe frunze, mai ales la plantele cu frunzele cerate, și o dispersează uniform pe... Adică se întinde, așa ca și cum se întinde uleiul. Da. Uniformizează. Exact. Da. Se întinde pe toată suprafața frunzei. Și pentru dezvoltarea bulbilor ați putea să aplici ceva suplimentar? Puteți, pentru dezvoltarea bulbilor, dacă doriți, radistimul. Sau radiful, sau kinactiv root. Radiful, îl am. Da. Mi l-ați recomandat acum un an sau acum 2 ani, nu mai țin minte, și am cumpărat mai multe sticle de radiful și îl am pe stoc. E perfect. E bun. Vă mulțumesc, rămâna sănătate și emisiuni mai multe de acum. Mulțumim frumos, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămână. Bună seara. Să trăiți, domnul doctor. Trăiți și dumneavoastră. Am și eu câteva întrebări, dacă s-ar putea. Am o mică livadă de vreo 20 de copaci, vreo 20 de plop, care este de la un an la 5 ani. Așa. Vârsta. Am dat cu motosapa, cu motocultor. Da. Pot să pun... Stomp. Ce să puneți? Stomp. Stomp? Herbicidul stomp pe pământ. Nu-i nevoie să dați cu stomp acolo. Nu? Nici nu-i recomandat. Deci nu-i recomandat la livadă. Nu recomand așa ceva. Eventual acolo puteți să prelucrați din când în când solul, pentru că prelucrând solul ajutați să infiltreze mai ușor apa până la rădăcină, mai ales dacă dumneavoastră spuneți că pomii vii tineri. Am și tineri și mai bătrâni. Eu oricum trebuie să administrați și îngrășăminte la sol și îl administrați odată cu prelucrarea solului. Este recomandat să aplicați și produsul Teracalco, tot așa încă incorporare în sol. Am dat vărarițe de asta, da, e bun. E bun. E bun, e perfect. Bun. Însă nici Teracalco și nici găinațul nu conține azot. Va trebui acolo să folosiți și un îngrășământ care să conține mai mult azot. Aha, am înțeles. O altă problemă. Am luat de la fitofarmacie, de la noi de aceea, și mi-a dat ulei cu mospilan. Și am vrut să iau cupru și a zis că nu se poate, că dacă pun cupru anulează mospilan. Nu. Să cumpărați fie cemp sau cempion sau funguran. Am luat după aceea, dacă am văzut că ei mi-a zis așa și au zis la dumneavoastră, am luat vetimec și cupru și le-am amestecat și am dat cu ele și cu uleiul. E perfect, bine ați făcut. Deci nu, când pot spunea că îmi anulează... Nu se anulează nimic, e perfect, tratamentul este perfect. Bun, o altă problemă, dacă dau cu sirit și scoare, trebuie să mai pun și cupru ceva? Nu mai puneți pentru... Deci vorbim despre sirit, la caiz, piesic și nectarin, nu? Da, și după aia poate să dau și la ceilalți, la prun și la gata. Deci, la prun puteți merge. Să dați, dar când dați, cum spune Cristina, la prun... La cireș, la vișin, trebuie să puneți neapărat produs pe bază de cupru, pentru că el ajută la combaterea pătării roșii. La prun ați văzut petele acelea roșii pe frunză. Iar la măr combate și, adică previne și rapănul. Deci îl puteți folosi în combinație la toți pomii fructiferi, dar gândiți-vă și citiți pe ambalaj, pentru că dacă faceți la măr, de exemplu, cu silit, preveniți rapănul, dar rămâneți descoperit pentru dăunător și pentru făinare, care apare exact în momentul în care apar primele rozete de frunzulice și sunt tinere, mai ales dacă vremea este umedă. Făinarea e cea mai... Deci dacă folosiți anumite produse, vedeți pentru ce, la ce se adresează, a căror boli se adresează, și completați cu alt produs să acoperiți și făinarea.
Ce produs să pun pentru făinare? Vă recomand eu, dacă puneți, așa faceți o combinație, puteți să faceți în felul următor. Puteți să puneți Vertime ca insecticid. Este un insecticid acaricid. Puteți să puneți și silitul, care combate și monilinia la toate speciile. Și puteți să puneți acolo Score sau Sustain Forte sau Topaz, deci, pentru combaterea rapănului și făinării. Și puteți să mergeți apoi la toate speciile. Deci Score să amestecă și cu silitul și cu altul. Se pot amesteca, nu este nicio problemă. Nu sunt probleme, da? Nu. Insecticid nu mai trebuie să mai pună la asta, dacă nu? Puneți Vertimecu, nu-i mai nicio problemă. Este un insecticid acaricid. Da, 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 v-am înțeles atunci, ai bine așa. Deci la pom nu pot să dau cu stop, că e dinorocesc. Nu vă, puteți să dați, nu vă recomand. În primul rând că e scump pentru așa ceva, el se folosește la legume în special. Pe suprafețe mici, unde sunt 2-3 straturi. Nu se folosește pe suprafață mare. Puteți să dați, dacă aveți bani, nicio problemă. Deci nu mă interesează să nu afecteze copacul. Copacul nu îl afectează, că este erbicid pelicular. Da, deci nu îl afectează. Că altfel trebuie să pun folie, ca să nu mai crească iarbă peste tot. Nu puneți nicio folie, lăsați pământul așa și eventual faceți o erbicid. Sunt erbicide care se pot aplica și pe vegetație. Și iarba, cu să grijă. Știți că are un rol în acest moment în care ne confruntăm cu secetă. Menține solul umed, împiedică evaporarea apei. Deci... udare prin picurare și nu va răpede. Am înțeles. Deci nu vă limitați doar la apa de ploaie. Nu. Puteți, dacă vreți să faceți, puteți să faceți erbicidarea, nicio problemă. Nu afectează, deci, nu afectează sistemul. Interesat dacă nu afectează copacul. Nu. Este un erbicid pelicular. Aha. Bun, vă mulțumesc. La vița de vie pentru făinare, ce aș putea folosi? Universalis. Universalis, nu? Și în ultimele părți, în ultima parte, când vă apucați de recoltat, acolo puteți să folosiți și produsele... Humulus și sulfumat, produse pe bază de sulf. Aha, bun. Vă mulțumesc foarte mult, emisiuni frumoase și sănătate. Multă sănătate vă... Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Să rămână, doamna Vicea, să trăiți, domnul inginer. Trăiți în noastră. Am și eu trei întrebări, dacă nu vă supărați. Vă rog. Domnul inginer, am un nuc, da? Care a ieșit din nucă și are un metru și ceva. Da. Un metru, ca 1,20 m. Da. M-a interesat dacă pot să-l altoiesc la înălțimea de un metru, așa. Puteți să-l altoiți unde doriți dumneavoastră, însă altoirea de obicei se face la aproximativ 10-15 cm de sol. Sau cât mai aproape de sol, ca să nu fie afectat de temperaturile scăzute, punctul de altoire. Nu numai. În momentul când crește corona foarte tare, s-ar putea să se rupă de acolo. Se dezbină. Am înțeles. Nu, era problema că eu știam că nu se taie vârful la nuc, din cauza asta. Nu se întâmplă, dacă e vargă, așa se face altoirea. Am înțeles. O a doua întrebare. Când se pun capcanele galbene? Capcanele galbene? Da. Unde vreți să le puneți? Aveți seră solar? Nu, în livadă de mele. În livadă le puteți pune cum timpul... Se încălzește și încep să umble insectele. Însă, la capcanele galbene trebuie să știți că trebuie să recunoașteți insectele care zboară. Păi era vorba de gârgărița mărului. De aici vreau să știu. Da. Gârgărița la măr, aia nu o puteți prinde pe capcana galbenă. Am înțeles. Și m-am confruntat anul trecut cu o problemă foarte dificilă care nu am înțeles despre ce e vorba. Și aș vrea să vă spun dumneavoastră să
putem să spunem despre ce e vorba. Puneți. Anul trecut, când în floare, deci în floarea vișinului, au înflorit foarte frumos vișinii și cireșii, da? Ciprunii, și la trei zile după înflorire, la trei zile, deci când era floarea perfectă și începuse să se scuture, la trei zile după, era chiar ziua de Paști, la trei zile s-au înnegrit toate, da, toate florile și au căzut și ce vreau să vă spun, și blăstarii ăia tineri s-au înnegrit tot și la prunci și la... Am înțeles subiectul. Ca să vă convingeți, luați o rămurică din capăt. Da? Am luat, să știți, am luat și nu e maro. Nu există. Dacă e uscată, n-are cum să nu fie maro. Aia nu se poate. Deci luați-o una care e verde. Da? Și o crăpați de-a lungul. Să vedeți. Da? Dacă măduva e maro, e monilinia. Și atunci va trebui neapărat să interveniți. În special, eliminați tot ce e rău de acolo, da, și uscat, și care le vedeți dumneavoastră că cu necaz, și să folosiți... Se observă și acum care sunt uscate. Așa. Să folosiți cu precădere produsele pe bază de cupru. Cempu sau cempionu sau funguranu. Eu am respectat toate indicațiile sau triumfu. Ați scăpat... Ceva nu se poate, pentru că în momentul când se fac tratamentele corect, nu mai apară. Eu am un cireș acasă și fac tratamentul și la mine până târziu frunza e verde. Signum, Schwitz, produse pe bază de cupru. Signum și corus folosesc tot timpul. Dar să-l folosiți când încep să se formeze primele fructe. Îți de mărimea unui cap de chibrit. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Sănătate. O seară bună, Gordon. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună seara, doamna Cristina. Bună seara, domnul Gordon. Aș eu trei întrebări la dumneavoastră. Vă ascultăm. Acum, la primul tratament la semincioase, ce recomandați să utilizați? Primul tratament după tratamentele din repaus? Da, cele ulei horticol și cu ferol am făcut. Bun, dar alea le-ați făcut? Da, dacă le-ați făcut atunci pentru toate speciile, mai puțin cais, piersic și nectarin, să folosiți fie score, fie sistem forte, fie topaz pentru rapă înfăinare monilinia, un insecticid, vertimecu, vertabu, nisorunu, floramite, sunmite, combaterea insectelor, inclusiv a acarienilor. Mavricul nu este bun, nu? Este bun și mavricul dacă nu ați avut acarieni. Dacă ați avut acarieni, el nu combate acarienii. De aia recomand în primul tratament un insecticid acaricid. Am trebuit atunci o să iau un vertimec. Așa. Și pe lângă chestiunile astea s-a adăugat și un produs pe bază de cupru. Am cu ferol, este bine? Da. Da, cup ferolul e bun. Cup ferol. Numai să puneți 50 de mililitri în 10 litri de apă. Da. Și în primele aplicări, în 3-4 aplicări, folosiți în aceste combinații de tratamente și foliplantul sau bionatul și albitul. Sunt produse care se stimulează reciproc să funcționeze. Și revigorează sistemul foliar, adică cresc foarte repede, se dezvoltă foarte repede. Am înțeles. Ok. A doua întrebare. Dumneavoastră ați recomandat folosirea insecticidului total în combinație cu premiantul. Da. Eu am fost la fitofarmacie și mi-a zis că dicopur, sau dicoportopul, e același lucru, dicopurul cu premiantul. Am înțeles. Deci, au zis bine ce mi-a zis. Eu am recomandat să înțelegeți subiectul, să nu se supere nimeni pe mine. Și eu lucrez în agricultură, fac agricultură la mine în grădină și când fac tratamentul, eu încerc mai multe produse. Ăsta mi-a plăcut mai mult, premiantul, pentru că are acțiune mult mai rapidă decât celelalte. Deci, dacă fac cu total și cu premiant, mie mi-apare ofilirea plantelor în aproximativ 4-5 zile. După care... treaba continuă până la transferul
translocarea ierbicidului total în rădăcină și usucă tot. La dicopur, probabil că e cu o zi sau două mai mult. Asta nu mai contează, însă eu am recomandat cele două, unul dintre cele două produse, pentru că se stimulează reciproc și absorpția substanțelor este mult mai rapidă. Am înțeles. Și ultima întrebare pe care o am la dumneavoastră. Da. Insecticidele cu cupferolul expiră? Am văzut toată de expirare pe el. Cupferolul? Da, da. Cupferolul nu expiră, se nu îngheță. Se nu îngheță. Și insecticidele? Nici insecticidele, dacă sunt fiolate, sunt închise ermetic, nu se întâmplă nimic, să nu înghețe. Deci toate lichidele să le protejați, să nu înghețe, să nu le țineți la temperatură de minus. Atât. Da, da, am înțeles. Nu este okay, nicio problemă. Eu am insecticid de 20 de ani și merge perfect. Am înțeles. Mulțumesc frumos, o seară bună, vă doresc. Multă sănătate, vă dorim, alo, bună seara, vă ascultăm. Salut, bună, bună seara. Bună seara. Domnul inginer, vin cu o problemă la dumneavoastră, referitor la cuferol. Da. A zis că la măr, prun, nu, la prun a zis, la astea, să folosim cuprice. Da. La prima dată, la prima stropire acum. Da. În aceste cuprice e bine și cuferolul, că am cuferol. E același lucru, are cupru. Însă, vreau să vă spun un singur lucru. Am recomandat cuferolul pentru că el leagă celelalte substanțe împreună, el are un liant. Încercați și puneți mâna pe el și vedeți că greu să spală și de pe mână. Da, de asta l-am recomandat. El persistă foarte mult. Dar dacă vreți, puteți să folosiți și produse mai puternice, cum ar fi, de exemplu, Cempu sau Cempionul, care are cupru metalic 50%, nu 20% cât are cuferolul. Deci e mai bun. Mai bun, adică e mai tare. E mai folositor pomului. În general, dar de regulă când se folosesc pentru prevenire, nu este neapărat nevoie să folosim niște substanțe extrem de dure. Știți? Când prevenim. Când vedem că este atac, atunci folosim produsele foarte dure încât să eradicăm boala respectivă. Am înțeles, eu m-am gândit la faptul că tratamentul de iarnă l-a făcut cu cuferol. Corect. Și mi-a rămas cuferol și am zis să continui ca să termin, să nu... Puteți să continuați cu el, nu este nici o problemă. Bun, și la vița de vie. La vița de vie, de când dau frunzulițele, începem cu Universalis, a zis. Universalis și un insecticid a care Vertimecu, Vertabu, Nisorunu, Floramite, Sunmite, unul din ele. Am înțeles. Câte tratamente cu Universalis permite? Deci, se face primul tratament cu Universalis, da? După care, la două sau chiar la trei săptămâni, în funcție de condițiile climatice și de dezvoltarea viței de vie, trebuie urmărită, puteți să folosiți cabriotopul, da? Sau ortivatop. După aceea iară interveniți cu Universalisul. Iar în ultimele perioade, când se apropie recoltatul, cu o lună de zile înainte, să nu folosiți produsele sistemice, să folosiți produse de contact care vă rezolvă problema. Dacă sunt probleme mai deosebite, puteți să folosiți Cidelitop. Am înțeles. Cu ăla, se poate merge și după 3-4 zile se poate recolta. Da, am găsit la... Vă spun că nu este o problemă. Solarex, o schemă de tratament care îmi zice că la degajarea ciorchinilor, adică atunci când apare ciorchinile, da? Așa. Deci zice primul tratament la lăsare 5-15 cm. Da. După aceea degajare ciorchin. Și după aceea începutul înfloritului. Deci am vreo 3 tratamente până la înflorit. Să fac până la înflorit aproximativ 2-3 tratamente, da. Să face un tratament. Deci primul tratament se face ăla cu uleiul. L-am făcut. Așa. După aceea, când apar frunzulițele, da? Un insecticid acaricid. Da, mi-a zis. Așa. Și cu Universalis. Da. După aceea va crește corda de aproximativ 10, 12, 15 centimetri. Aia e aproximativ 2 săptămâni. Se repetă tratamentul cu ce v-am spus, cabriotop sau ortivatop. Și după aceea, după înflorit.
După aceea, după înflorit, de regulă, nici eu nu recomand. În timpul înfloritului, vița de vie este un pic mai sensibilă, dar trebuie urmărit. Sunt... Da, pentru că zic aici degajare ciorcin, timp de 4, începutul înfloritului și după aceea sfârșitul înfloritului. Exact. Da, începutul înfloritului înseamnă prefloral, adică când vedeți inflorescențele, dar nu sunt deschise. Nu faceți da, pe... Da, am înțeles. Exact ca și cu degajarea de ciorcin, aceeași lucru. Da. Și pe... Acum și pe... fiecare specialist folosește... termeni, noi folosim niște termeni să înțeleagă toată lumea, știți, de-aia... Da, și ei recomandă solfertul la îngrășământul. Este un îngrășământ pe care trebuie să-l aplică, ăla se poate dizolva și în apă. Da, păi zice că este... Da, zice este soluble 100% în apă. Faceți o comparație, folosiți solfertul și folosiți și foliplantul. Eu am folosit până acum cu succes foliplantul și de asta m-am gândit la solfertul ăsta, nu vreau să aveam încredere. Nu-i vorba de încredere, sunt produse care merg, nu nicio problemă, însă trebuie folosit și unul și altul să vedeți care răspunde planta. Știți? Eu am fost mulțumit cu via anul ăsta cu foliplantul, să știți. Dați în continuare. Da, mulțumesc, domnule. Mulțumesc frumos! Multă sănătate! Apropo de calendar de tratamente, și pe site-ul Casa Plant găsiți la fel calendar de tratamente pentru legumicultură, pomicultură, semințoase sâmburoase și pentru vița de vie. Și o să vedeți și acolo tot așa, vă recomandă anumite produse și momentul aplicărilor. În acele pachete, pe lângă graficul de tratamente, aveți și produsele necesare pentru 10 litri de apă pe site-ul Casa Plant. Vă este foarte ușor să achiziționați aceste produse, să le și folosiți, pentru că veți ști și dozele și momentul aplicării. Sunt recomandări foarte bine formulate acolo și puteți să învățați multe lucruri din rețetarele respective. Alo, și ce nu înțelegeți, ne întrebați. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, bună seara, să trăiască domnul doctor. Bună seara. Am o problemă cu boșicarea frunzelor la piersic. Da. Am doi piersici, doi caiși, doi nectarini. Vă rog să notați produsul Silit. Silit, am tot încercat, dar cred că nu reușesc, nu găsesc eu concentrația calmea, nu mă lămuresc cât Silit 10, pun la 10 ml, 10 ml în 10 litri de apă, așa să și vinde, că e destul de scump. Da, nu, că am luat la un șip dintre ăsta mai mare, un pic, și din el tot pun în fiecare an primul tratament. V-am spus, 10 ml în 10 litri de apă, o singură dată pe an tratament. Da. Mulțumesc frumos, sănătate. Multă sănătate, vă dorim, alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Am rămas niște zeamă bordeleză de acum 3 ani. Da. Este uscată, pusă într-o cutie de lemn. O mai pot folosi? Nu. Bun. Și încă întrebare, vă rog, da. La butonul floral, la prun, măr, la toate soiurile de pom, pot să dau cu aceeași soluție? Cu aceeași soluție, măr, păr, gutui, cireș, vișin, prun. Corus, ceamp și karate, e bine? Corus, ceamp și karate, puteți, și acolo mai trebuie să... Foliplant. Să adăugați un îngrășământ foliar, foliplantul, da. Bine. Și după aceea, cu aceleași produse, așa, trebuie repetat când încep să cadă petalele la cireș, vișin, prun. Cireș, vișin, prun. Să preveniți atacul la viespea prunului sau musca cireșelor. Cu precizarea că ne-ați întrebat dacă puteți să dați cu aceeași soluție să le amestecați produsele, cu precizarea că s-ar putea butonul floral, bobocul, să nu apară în același moment la speciile enumerate de dumneavoastră. Așa e. Deci, ar fi ideal, dar sunt momente în care lucrurile se despart. După care
fructele se formează, putem din nou să mergem cu aceleași tratamente, cu precizarea că dăunătorii la cireș și la vișini nu apar în același moment în care apar la măr și prun, mai puțin afidele. Acolo afidele când apar, apar la toate speciile, dar sunt dăunători specifici care la fel nu apar în același moment și trebuie să urmăriți momentul apariției dăunătorilor astfel încât să nu aveți viermi în fructe. Însă noi când facem recomandarea, nu știu dacă ați observat, în general primele tratamente le recomandăm cu produse sistemice, că au o perioadă de remanență în plată de aproximativ 10-12 zile. Așa că prindeți fenomenele și ulterior. Nu este nicio problemă. Da? Da, da. Bine, bine, mulțumesc frumos. Bună sănătate, vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Sărut mâinile. Am și eu în fața mea un Mospilan 20G plus toil. Da. Cum să-l folosesc aici? Puteți să le amestecați acum, pentru că pomii fructiferi în general au acum frunzulițe. La mine nu are, sunt din nordul Moldovei, nu are. Am făcut tratamentul cu ulei și cu cufterol și un insecticid. Atunci cu ulei, atunci cu tuoil nu mai faceți. Nu, dar aici scrie pe el că se poate folosi, deci la butonul roșu. Deci ascultați-mă să vă spun. Da. Da. Un singur tratament pe perioada de vegetație. De repaus vegetativ cu ulei. Pe an. Am deci înțeles. Ăla-i ulei și toilul, da. Ăla-i ulei. Ori da. Îl dați, cum l-ați dat dumneavoastră înainte, ori îl dați acum. Dar nici de cum da. Să faceți de două ori tratament. Am înțeles, pentru că aici scrie că se poate folosi și la butonul roșu. Îl puteți folosi dacă n-ați făcut prima dată tratamentul. Am făcut deja, deci atunci la anul. La anul, la anul. Da. Și domn doctor, am o întrebare, dar vă rog frumos. Am de vreo 2 ani de zile, am ceva fire de mure, vreo 40 de butoane de mure. Și nu reușesc să mănânc mure din ele, foarte, foarte puțin. Se usucă, se negresc, se vestejesc. Aceste tratamente? Nu, n-am făcut, dar și nu atunci am nimic. Atunci la ce vă așteptați? Deci și la mur, da. Și la zmeuri, da. Și la cocă, și la griș, trebuie să faceți aceleași tratamente în perioada de repaus ca și la pomii fructiferi. Bineînțeles, după toaletare. Da. Iar în perioada de vegetație, ascultați-mă, în perioada de vegetație mergeți cu aceleași tratamente cu care mergeți la măr, păr, gutui. Ok. Bine, dar nu am observat nimic deosebit ca ele. Când faceți tratamentul, la măr, păr, gutui, stropiți și murul. Am înțeles. Dar oare deficitul de apă? Am înțeles că murul are nevoie de multă apă. Nu vă faceți griji. Orice plantă are nevoie de hrană și de apă. Da, deci niciuna nu o să crească în nisip sau în beton. Nu din cauza aia se usucă, că dumneavoastră acolo aveți făinare. Aveți putregaiul cenușiu, de aia nu mâncați. Da, se usucă așa, se vestejesc. Da, bobele se mudifică și se mucezesc. Da, exact. Aia e ce v-am spus. Da, mulțumesc mult, o seară sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărbuna, doamna Cristina, să trăiți dumneavoastră. Bună seara. Aș avea și eu câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Vă rog. Când va veni momentul să stropesc gutuiul, părul, mărul cu aliet, dacă cumva mai rămâne soluție, dacă aș putea să dau și pe piele, stic deranjată? Puteți să dați pe orice plantă, nu este nicio problemă. Deci are beneficiu. Este un... Noi l-am recomandat preventiv pentru focul bacterian, care de regulă se manifestă cu precădere la gutui, la măr, la trandafir. Aici sunt probleme. Da, am înțeles. Ca să pot să fac o soluție mai complexă pentru tomate, dacă folosesc Cabriotop, pot să bag în amestec și Signum?
Pentru ce se dați la... La SIG nu puteți să dați, dar atunci când fructele sunt formate în loc de teldor, ca să vă protejeze de putregai și pătare. Am urmărit și am văzut că protejează foarte mult cabriotopul, decât că nu are și putregaiul ce nu știu. Și am zis să bagă SIG-ul în amestec ca să fie totul complet, să nu trec de mai multe ori. Deci, puteți să-l folosiți cabriotopul de câte ori doriți, nu este nicio problemă. Însă, după formarea fructelor, pentru prevenirea putregaiului cenușiu, se poate pune teldor. Sau pirus, sau papirus. Da, am înțeles. Deci nu singur. Eu mă gândeam la tinus sau la struici. Da. Din cauza asta. Se poate și la tomate, putregaiul cenușiu și făinarea, puteți să o preveniți cu, sau să o combateți cu Signum. Dacă aveți produsul, puteți să-l folosiți. Vreau să vă spun, e perfect. Numai atâta că ăla e mai scump. Eu l-aveam și din cauza asta am zis. De aveam și răspuns, că am văzut să insistați cu Signum și am intuit că l-aveți și da-l puteți... Se poate amesteca și cu melodii. Noi de regulă, la prețurile de acum, vă recomandăm niște produse care sunt și bune și nu vă deranjează la buzunar. Alo? Ne mai uităm și la prețuri, că așa este, e cazul. Eu am spus numai dacă sunt compatibile, adică bune, se pot compatibile, mesteca, se pot amesteca. Nicio problemă. Și cu melodii. Sigur. Da, atât am avut. Vă mulțumesc frumos. Da, sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct, în telefon vă rog să ne ascultați și să vorbiți departe de televizor. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. La migdale cu ce poți să-ți rătești? Nu mai prinde fructele, nu au apărut încă. La ce? La migdale. La migdale? A ce probleme ați avut anul trecut? Nimic. Dacă n-ați avut nimic, atunci puteți interveni cu produsul Amistar, dacă au frunze. Da. Amistar împreună cu un insecticid, Karatezeon sau Coragen. Da, bun, mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Am o întrebare. Rezultat din mărnit de masă cu metec. Și din asta hibrid. Avem o rugăminte, stați într-o... Nu vă mai mișcați cu telefonul, că vă auzim între lume. Aveți o viță de vie hibridă de struguri de masă, atât am înțeles. Da. Din soiul acesta noi facem vin. Iar vinul care rezultă și acum, el rămâne dulce. Deci nu fermentează vinul, deci faceți din acest struguri vin și vinul rămâne dulce, respectiv nu fermentează, rămâne la nivel de must. Da. Da, dumneavoastră știți să faceți vinul sau... Normal că știu să atunci, adică păi dacă nu, doamnă sărumâna, dacă nu fierbe mustul, introduceți drojdie pentru fermentare. Drojdie pentru fermentare? Este drojdie anume pentru fermentarea mustului. Noi am recomandat-o la momentul potrivit. Acum este prematur să povestim de așa ceva. Pentru recolta de anul acesta folosiți drojdie. Pentru anul acesta. Și anul trecut am cotit așa și acum 2 ani. Folosiți drojdie. Dacă nu știți să-l faceți, ăsta e marele necaz. Să vă spun ceva. Dumneavoastră, acum mustul curge așa frumos ca apa. Nu-i bălos. Da. Nu-i bălos, nu-i așa? Nu. Ei, încercați dumneavoastră la o fitofarmacie undeva să găsiți drojdie pentru fermentarea mustului. La Kertimog, pe site-ul Kertimag găsiți drojdie, găsiți nutrienți, găsiți produse de vinificație. Faceți în felul următor. Luați un litru de must de acolo, cu un pachetel de drojdie... Încălziți mustul la aproximativ 50-60 de grade. Deci să fie și puneți drojdie acolo, o amestecați, bine omogenizați mustul respectiv și îl turnați în ăsta. Depinde ce cantitate de must aveți. 200 de litri. Ei, la 200 de litri vă trebuie cam o jumătate de kilogram de drojdie dintr-asta.
și faim frumos, o amestecați, o puneți, începe să fermenteze și după terminarea fermentării îl trageți după drojdie și gata vinul. Da. Dar v-am spus, numai dacă vinul, dacă mustul îi așa lichid, nu-i bălos, nu curge așa nu într-o... Nu este bălos, nu. Bun. Încă mai fermentea, încă mai fierbe cât un pic așa. Ăla-i necazul, că n-a știut ce să faceți cu el. Înseamnă că nu, fie n-ați respectat condițiile de temperatură pentru fermentare. Fermentarea nu se face la 4-5 grade în pivniță. Da. Da. Trebuie să fie o temperatură constată de 14-17, depinde de culoarea grade, vinului, da. Trebuie să mergeți cu el până începe fermentarea, să îl țineți la o temperatură cât de cât de fermentare, după care de, îl puneți de în dulce, e dulce? E dulce, da, dulce. Bun, puneți drojdie din aia când rezolvați problema. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc frumos, o seară bună. Multă sănătate, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute.